nu are nicio legătură cu guvernul. Pentru că dacă mai stăm mult și așteptăm acest guvern, o să vedem că IMM-urile de care tocmai spunea domnul ministru, care deja sunt pe cale de dispariție, nu o să mai aibă cine să se mai împrumute și să mai acceseze vreun ban de pe undeva. Pentru că deja 80 de miliarde de lei împrumutați de către ministrul de finanțe Câțu, care nu știu de ce nu și-a dat demisia până acum, sunt deja bani foarte mulți pe care îi vom plăti noi toți, inclusiv copiii noștri vor plăti acești bani pe care și-a permis ministrul Câțu și guvernul Orban să îi împrumute, fără să ne dea ceva concret, fără să vadă românii că le vor fi asigurate creșterea, dublarea de alocații, care tocmai a fost votată de Parlament săptămâna trecută și este un drept al copilului. Și asta ce înseamnă? Că în fiecare casă din țara aceasta va fi un ban în plus, deci va însemna un consum în plus. Deci asta înseamnă un prim pas ca motorul economiei românești să pornească. Ce înseamnă pensii la fel crescute și creșterea lor să fie făcută conform legii aprobate de către Parlament și promulgată de către președinte? Iarăși consum în plus. Ce înseamnă să avem grijă de IMM-uri? Păi sunt state care au avut grijă de IMM-uri întotdeauna. Iar toate creditele care au fost acordate acestora au fost făcute tocmai pentru a crea locuri de muncă sustenabile și nu pentru un an, doi, trei, ci pentru ani de zile. Iar economia românească ar trebui să fie mândră că la un moment dat o lege care a fost dată în 1994 pentru a fi o lege de pornire a IMM-urilor și crearea acestora în România și vis-a-vis și de clasa de mijloc, că tot fac parte dintr-un partid care întotdeauna, Partidul Umanist, s-a gândit la clasa de mijloc, ar trebui să fie pentru noi toți politicienii și nu numai, pentru noi toți românii, un țel pentru viitorul și dezvoltarea acestei țări. Dar eu vă întreb, dacă astăzi s-a vorbit deja că s-ar putea să intrăm într-o nouă stare de alertă, știți ce se întâmplă? Tensiunea este maximă. Românii deja încep să-și facă probleme. Ce vom face? Vom mai avea bani? Cu ce plătim chiriile? Cu ce plătim ratele? Cu ce ne încălzim? Cu ce plătim toate utilitățile? Ce facem cu copiii? Mai avem bani să-i ducem la școală? Nu. Deci, vedeți, o teamă este generată numai pentru că niște oameni care acum conduc și consider că sunt absolut total nepregătiți, își permit să facă greșeli. Cum? Pe spinarea noastră, a tuturor românilor. Românii nu merită lucrul acesta și să știți că dacă măsurile cu care nu vor veni în perioada următoare nu vor fi sustenabile, nu vor fi prezentate concret, cu date fixe, vă spun că nu prea văd bine pe acest guvern Orban. Domnule Bușoi, vă rog.